1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8. Până să citim acest cuvânt, toți cu voce tare, îngăduiți-mi să vă spun, cred că am găsit soluția să stăm mai aproape unii de alții, nu? Uite ce bine e în seara aceasta. De-ar fi ușor de mutat scaunele alea din spate, să le scoatem joia, ar fi tare bine. Pentru că iată ce bine că stăm aproape unii de ceilalți și atmosfera e diferită. Ei bine, în seara aceasta vă chem să citim toți versetul acesta din Scriptură, să-l citim cu voce tare pentru că este un avertisment pentru fiecare dintre noi. Și iată ce spune cuvântul Domnului. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Amin. Vă rog să vă așezați. Bun este Domnul cu noi. nu așa că deja Domnul ne-a vorbit fiecăruia dintre noi? Ce ne-a vorbit Domnul? Vă aduc aminte și eu pe lângă fratele Elisei că Domnul ne-a vorbit că noi avem două instrumente, două chei foarte importante cu care putem ajunge la scaunul îndurării lui Dumnezeu. Și acestea sunt rugăciunea și postul că aceste chei există este o certitudine și nu ne îndoim niciunul dintre noi. Dar ca să le putem folosi, ni s-a spus că ni se cere un lucru. Care? Care? Smerenia. Smerenia. Și rugăciunea trebuie făcută cu smerenie, și postul trebuie făcut cu smerenie, și predicarea trebuie făcută cu smerenie. De aceea, atunci când ne ridicăm la amvon, zicem, Doamne, ascunde-ne în Tine. Pentru că orice lucrare în casa Lui Dumnezeu, orice lucrare plăcută Lui Dumnezeu, este atunci când noi ne ascundem în Hristos. Domne, să te vezi Tu și în seara aceasta. În două joi, două seri de joi, am vorbit despre lucruri care ne ajută să dovedim maturitate spirituală. Și lucrurile despre care am vorbit aveau de-a face cu discernământul spiritual. Nu poți să fii matur spiritual dacă n-ai discernământ. Și discernământul spiritual ne face pe fiecare dintre noi să vedem lucruri în lumea spirituală. Și să înțelegem că în lumea spirituală există un dușman care se luptă împotriva noastră. Când am vorbit prima dată despre aceasta, am căutat să înțelegem cine este dușmanul nostru. Și aduceți-vă aminte că am spus că este o adevărată alianță condusă de diavolul care împreună cu lumea și cu firea pământească vor căuta să ne doboare. Apoi am arătat că diavolul, așa cum de altfel se amintea în această seară, Lucifer de altă dată a stat într-o poziție foarte înaltă înaintea lui Dumnezeu, dar mândria l-a doborât și a ajuns diavol, unul care luptă împotriva sufletelor oamenilor. Data trecută, dragii mei, am căutat să înțelegem lucrarea diavolului care este îndreptată împotriva minții oamenilor. Avea Richard Wurbrand o vorbă și zicea așa, mintea, minte. În sensul că de multe ori mintea ajunge să fie stăpânită de cel rău dacă nu vegem. Și minciunile diavolului, care sunt îndreptate împotriva minții noastre, ne conduc spre trăirea în înșelăciune. Și tocmai asta am învățat data trecută: că dacă nu suntem atenți, diavolul folosește ca armă minciuna, o îndreaptă împotriva minții noastre și, după ce noi acceptăm minciuna lui, ne ducem cu ușurință spre păcat. Însă de a ataca diavolul numai mintea, dacă ar ataca numai mintea, probabil că n-ar fi atâtea victime ale celui rău. Dar știți că diavolul caută să atace tot ce este în noi? Ce am citit în Scriptură în această seară, în cuvântul pe care l-am citit? Potrivnicul vostru, diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește. Și caută să înghită. Dragii mei, în această seară aș vrea să vă conștientizez de faptul că dacă diavolul nu te poate învinge prin atacul îndreptat spre mintea ta, știți ce încearcă el să facă. Îți va ataca trupul. Când nu te poate birui atacându-ți mintea, el încearcă să-ți distrugă trupul. Ați văzut dumneavoastră oameni a căror trup este distrus de satan? N-ați văzut oameni? Dragii mei, mi-a fost dat să văd un video desprins dintr-un cartier, filmat undeva într-un cartier dintr-o mare metropolă americană. Și am văzut oamenii drogați ca niște zombi. Toți stăteau în tot felul de poziții, chinuiți de-a dreptul. Și uitându-te la astfel de imagini, nu poți decât să zici, Doamne, ce lovituri dă deavolul împotriva oamenilor. De aceea, în această seară, vreau să vă aduc aminte că cel mai bine e să stăm în mâna Domnului. Dragii mei, Data trecută am făcut referire mult la Eva și la felul în care diavolul a înșelat-o. Știți cum a venit Eva, cum a venit diavolul înaintea Evei, sub ce formă? Șarpe, e voie, e voie să fiți îndrăzneți, suntem la studiu biblic. A venit ca un șarpe, șarpele prin excelență e din ăla care tiptil, tiptil și vrea să înșele. Șarpele înșală, diavolul ca șarpe înșală ca leu, că noi am citit, răgnește, ca un leu care răgnește. Ca leu, el caută să înghită, să distrugă. Vom lua ca exemplu, cunoscut de noi, chiar dacă nu citim pasajul din Scriptură, vom lua ca exemplu de studiu pe Iov. Exemplul lui este foarte grăitor pentru ceea ce învățăm în această seară. Ca să înțelegem fiecare dintre noi că diavolul începe prin a ataca mintea și, dacă nu reușește cu mintea, el caută să atace trupul. De aceea, în seara aceasta, vorbim despre lucrarea dușmanului împotriva trupului. Dacă data trecută am vorbit despre lucrarea dușmanului împotriva minții, astăzi vorbim despre lucrarea dușmanului împotriva trupului. Uitați-vă la Iov. Scriptura este foarte clară. Știți ce spune Scriptura? Că diavolul s-a dus înaintea lui Dumnezeu, care se bucura de Iov. Dumnezeu se bucura și se lăuda cu Iov. Și diavolul a zis: lasă-mă să mă ating de el. Și a primit aprobare. Dar Dumnezeu i-a condiționat, i-a spus: poți să te atingi, dar până aici. Ei bine, Iov și-a pierdut întâi copiii, adică rodul trupului său. De aceea vă spun că e un atac la adresa trupului. Și-a pierdut întâi copiii, rodul trupului său. După aceea și-a pierdut turmele, și-a pierdut resursele prin care își susținea trupul. Și după aceea și-a pierdut sănătatea trupului său. Și îl vedem pe Iov. La un moment dat, o grămadă de gunoi, scos în afara cetății, cu un ciob în mână. Se uita în sus și făcea o mărturisire care răsună peste viacuri. Reverberațiile acestei mărturisiri rămân peste viacuri, și mărturisirea lui a fost aceasta: Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Ei bine, dragii mei, a ajuns Betul Iov cu mâinile goale. Aduceți-vă aminte cât de trist a fost când soția lui, nevasta lui, a venit la el și a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, vedem în nenumărate locuri faptul că diavolul împreună cu demonii atacă trupurile oamenilor. Uitați-vă în Matei 9 cu 32, de exemplu, și 33, spune, pe când plecau orbi aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. Și versetul următor spune, după ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dragii mei, exemple în Scriptură sunt multe, mai ales în Evanghelii. Uitați-vă în Luca 13 cu versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. O altă situație pe care a rezolvat-o Domnul Isus, care a scos afară dracul, duhul străin din femeia aceea și a fost vindecată. În toate aceste situații, cauza distrugerii trupurilor erau demonii. O întrebare. De ce ar vrea Satana să lovească trupul omului? De ce credeți că e important pentru el să lovească trupul omului? Suntem oameni credincioși aici, adunați la oaltă. Și încă o dată spune așa de bine că suntem aproape unii de alții. Dragii mei, dacă diavolul vrea să lovească în trupul omului, este pentru că el știe ceva. Ce ar trebui să știm fiecare dintre noi? În primul rând, știți ce a intenționat Dumnezeu să fie trupul nostru? Tare că-i voie! Un templu! Dumnezeu a vrut să fie templu al cui? Al Duhului Sfânt. Diavolul, care întotdeauna v-am arătat data trecută, întotdeauna a avut pretenția ca să fie și el ca Dumnezeu, zice de ce n-ar fi templu meu? Și atunci e lupta pentru Templu. Însă, dragii mei, în lupta aceasta pentru Templu, noi avem un cuvânt greu de spus. Îți zice Apostolul Pavel în Corinteni 6, 1 Corinteni 6 cu versetele 19 și 20, ca să le avem înaintea noastră și să ne fie cât se poate declar, scrie Apostolul Pavel, creștinilor din Corint. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, că ați fost cumpărați cu un preț proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Să ne uităm ce scrie Apostolul Pavel în Filipeni la capitolul 1 cu versetul 20. Haideți să vedem și aici. Zice, mă aștept, zice Pavel, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Înțelegem noi că Dumnezeu poate să fie proslăvit în trupul nostru și atunci diavolul luptă împotriva trupului. Tocmai din aceste motive luptă el împotriva trupului. Dragii mei, ne-a așezat Dumnezeu în lume. Dumnezeu este invizibil. Cine îl poate vedea pe Dumnezeu? Dar Dumnezeu a ales să locuiască în noi și a ales să se facă văzut între oameni prin noi. Nu e o responsabilitate mare asta. Să știi că oamenii îl pot vedea pe Dumnezeu în viața ta. O mare responsabilitate să știi că ești purtător de Dumnezeu. Lucrul acesta e nespus de important și lucrul acesta ne face să fim foarte responsabili, dragii mei. Zicea că ai amintit aici despre lumină, nu? Matei capitolul 5 cu versetul 16, tot așa să lumineze lumina voastră, zice tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri știți că Dumnezeu a intenționat ca trupul nostru să fie un vehicol prin care El să ajungă la oameni adică Frații mei, surorile mele, Dumnezeu vrea mâinile mele să fie mâinile lui. Ce părere aveți? Nu numai ale mele și ale voastre. Dumnezeu vrea picioarele noastre să fie picioarele lui. El vrea gura noastră să fie gura lui. Credeți că e lucru mic? De altfel, Dumnezeu a ales ca să-și lărgească împărăția prin oameni ca și noi. 1 Petru 2 cu 9. Ia uitați-vă ce spune apostolul Petru aici. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina sa minunată. Observați, dumneavoastră, Dumnezeu a vrut să fim vehicole, să fim între oameni, vestitori ai împărăției lui Dumnezeu. Când Satan atacă trupul nostru, de fapt, el vrea să atace vehiculul prin care Dumnezeu vrea să se descopere altora și să se ducă la alții. De aceea lovește diavolul în trupul oamenilor. Apoi, trupul este intenționat să fie o unealtă a lui Dumnezeu, un instrument al lui Dumnezeu. Zice în Roman capitolul 6 cu versetele 12 și 13 așa: Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Înțelegeți, dumneavoastră? Dumnezeu a vrut trupul nostru, mădularele noastre. Să fie unelte ale sale, ale neprihănirii sale Când Dumnezeu a vrut să facă corabia Prin care să scape oamenii de potop De cine s-a folosit Dumnezeu ca să facă corabia? Noie, da? Când Dumnezeu a vrut să Facă cortul întâlnirii De cine s-a folosit? Cine știe asta? Un pix de cine s-a folosit Domnul ca să facă cortul? Cineva tot știe. Bețalel, n-am numai un pic. La cine îl dau? Îl pun aici ca să nu mă fac vinovat. Veniți și luați-l dumneavoastră. Ei bine, dragii mei, când Dumnezeu a vrut să facă corabia, a găsit un om, când a vrut să facă cortul, a găsit un om, pentru orice lucrare a găsit un om, Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu când a vrut să hrănească mulțimile de oameni, miile acelea de oameni, de cine s-a folosit? De mâinile ucenicilor care s-au dus și au împărțit. Ei, când Dumnezeu vrea să facă vestirea Evangheliei pe pământ, prin cine a ales să o facă? Îngeri? Pietre? Prin cine? Ziceți, chiar dacă cu vinovăție, ziceți. Prin noi, oamenii. Dumnezeu vrea să facă cunoscută Evanghelia. Dragii mei, când diavolul atacă trupul, de fapt vrea să oprească de la lucru uneltele lui Dumnezeu. De aceea atacă el trupul. Întâi pentru că nu vrea ca trupul să fie un templu al lui Dumnezeu. El nu vrea ca trupul să fie folosit ca vehicul, ca un alt al lui Dumnezeu. Și apoi să nu uităm, trupul este intenționat de Dumnezeu să fie terenul lui de lucru. Zicea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 9 cu 27, zicea căci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însum să fiu lepădat. Știți ce face diavolul? Atacă trupul ca să-l facă să calce trupul acesta regulile. În trupul nostru e firea pământească. Nu observați dumneavoastră. Aici e firea pământească în trup. Și firea pământească ce știe? Dăm, dăm, dăm. Dar în seara aceasta am fost chemați să învățăm că este o metodă în care să-i spunem categoric nu firii pământești. Și acesta este postul. Ei bine, dragii mei, trebuie să înțelegem că satan atacă trupul și îl face să calce niște reguli. Trupul tot timpul vrea să ia și firea îl îndeamnă la asta. Dar slavă Domnului că în noi nu este numai firea pământească, e și Duhul Domnului. Și acum întrebarea este de cine lăsăm trupul nostru să asculte? De firea pământească sau de Duhul Domnului? Înțelegem noi în această seară că trupurile noastre sunt foarte importante din perspectiva lui Dumnezeu și tocmai de aceea diavolul lovește trupul omului. Cu ce armă lovește el trupul? În cazul lui Iov. Ce armă a folosit? Suferința, boala, suferința. Știți ce face diavolul? Vrea să controleze circumstanțele trupului nostru, în așa fel încât să provoace suferință celui credincios. În cazul lui Iov, Satan a atacat circumstanțele în care se afla Iov. Și dintr-o dată află că turmele lui s-au dus, că fiii lui s-au dus și uitați-vă, și-a pierdut copiii. După aceea și-a pierdut averea, după aceea a pierdut devotamentul soției lui, după aceea și-a pierdut prietenii, și-a pierdut vecinii și stă pe grămada de gunoi. Satan i-a atacat sănătatea și totuși, Spun cu bucurie astăzi, Iov nu și-a pierdut credința. Dragii mei, pentru că Iov nu și-a pierdut credința, la sfârșit Dumnezeu a onorat credința lui Iov. Vreau să vă spun ceva. Lumea în care suntem noi este suferință. Și știți de ce este suferință? Pentru că este diavol. Să nu fie cineva ispitit să creadă că Dumnezeu este dătătorul suferinței. El o îngăduie, dar autorul suferinței este diavolul. Și aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi un lucru pe care îl proclam cu bucurie. Dumnezeu este totdeauna în control. Totdeauna. Niciodată nu-i scapă lucrurile din mână. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Domnul Isus vorbește cu Petru în Luca la capitolul 22 cu versetul 31-32. Vorbește Domnul Isus cu Petru și îi zice Simone, 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 satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Dragii mei, Dumnezeu ține toate lucrurile în control. Lăsați-mă să zic și un aleluia. Un singur lucru e în controlul nostru. Ce reacție vom avea noi? Atunci când vine suferința. Cum reacționăm? Ei bine, dragii mei, aici putem să-i dăm câștig de cauza satanei dacă nu învățăm să reacționăm prin credință. Dacă noi nu vegem, diavolul va câștiga, atacându-ne prin suferință. Acum trebuie să înțelegem, așa foarte pe scurt, că nu intrăm în toate aceste lucruri, dar aș vrea să înțelegem, există în lumea aceasta suferință naturală. De exemplu, îmbătrânirea este naturală. Și ea vine cu ale ei, tot, mai zic și eu, tot achiziții facem. Tot achiziții de un fel sau altul. Ei bine, este o suferință naturală care vine în lumea aceasta. De asemenea, este o suferință pe care Dumnezeu o administrează în mod disciplinar, cu scopul de a ne disciplina. Știți dumneavoastră că zice cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12, cu versetele 5, 6, zice cuvântul Domnului acolo așa, o comparație frumoasă. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Și zice versetul 6, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Dumnezeu câteodată îngăduie suferința cu scopul de a ne disciplina, cu scopul de a ne îndrepta. Dar atenție! Nu totdeauna suferința este o nuia a Domnului. Uneori ea este cauză naturală, uneori este o nuia a Domnului, adică o disciplină a Domnului, dar uneori suferința este un atac al satanei. În scriptură, dacă ne uităm, există două feluri de furtuni care vin peste oameni. Aduceți-vă aminte că, în cazul lui Iona, a venit peste Iona o furtună din cauza neascultării lui. Iona, du te la Ninive, nu mă duc, că mă duc la Tars. Uh -huh. N-asculți. Dumnezeu a îngăduit o furtună să vină peste mare, Corabia era cum era, Iona a suferit furtuna, ceilalți au suferit furtuna. Era o furtună a neascultării, îngăduită de Dumnezeu. Dar știți dumneavoastră că există în scriptură și o furtună venită din cauza ascultării? Citiți în Matei 14 și veți vedea în Matei 14 versetele 22-23. După înmulțirea pâinilor, Domnul le poruncește ucenicilor să intre în corabie, să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul norodelor. Și au ascultat ucenicii. Îndată după aceea Iisus a silit pe ucenicii să-i să intre în corabie, să treacă înaintea lui pe partea cealaltă până va da drumul norodelor. Și versetul 22. După ce a dat drumul norodelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, să se înoptase și el era singur acolo. Și versetul 24 în timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Erau pe drumul ascultării ucenicii și totuși a venit o furtună. Dar a venit cineva care este deasupra acestor furtuni. Și într-un anume context, el a zis, taci mare, fără gură. Într-un alt context a zis, oprește-te! Sunt furtuni care sunt cauzate de cel rău, însă Vreau să vă aduc aminte, frați și surori, prieteni dragi, diavolul ne aruncă câteodată în cuptor. Dar vă rog să nu uitați: Dumnezeu stă cu mâna pe termostat. Gândiți-vă la cei trei tineri din Israel. Aruncați de diavolul în cuptor. Dar Dumnezeu s-a coborât să fie cu ei și lângă ei și nici măcar nu le-au mirosit hainele a fum, nici un fir nu le-a ars. Noi nu putem avea control asupra suferinței noastre, dar putem avea control asupra rezultatului suferinței noastre. Vă rog să nu uitați asta. Ținta lui Satan, trupul nostru în această seară, despre asta am vorbit. Ținta lui Satan este trupul nostru, Arma lui Satan este suferința. Scopul lui Satan, când lovește în trup, este să ne facă să ne pierdem răbdarea. Dragii mei, când ești în suferință, e greu să rapsi. Numai cine n-a trecut pe acolo nu știe. În suferință e greu. Citiți cartea psalmilor și veți vedea psalmistul care zice, până când, Doamne, până când? Iacov 5 cu 11 zice cuvântul lui Dumnezeu așa, iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de încredere. Dragii mei, Satan a vrut să-l facă pe Iov să-și piardă răbdarea. Asta a vrut Satan. Soția lui Iov și ea a vrut să-l îndemne lăsându-se să fie instrument în mâna Satanei, și ea a vrut să-l facă să-și piardă răbdarea. Zice, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și prietenii lui Iov au venit și l-au învățat să-și piardă răbdarea. Și să zică, ha-ha, tu ești. Ești cauza, ești de vină și așa mai departe. Totuși, eu v-am rămas strâns lipit de Domnul. Dragi mei, răbdarea este o virtute foarte, foarte importantă. De ce credeți că Apostolul Iacov scrie în capitolul 1 din epistola sa, Iacov 1, începând cu versetul 3, zice, Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări? Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dragii mei, lipsa răbdării înseamnă lipsa maturității. Prezența răbdării înseamnă prezența maturității. Evrei 6 cu 12, e un verset atât de grăitor. Ia uitați-vă în Evrei 6 cu 12 ce zice cuvântul. Așa încât să nu le neviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Nu poți moșteni făgăduințele lui Dumnezeu decât prin credință și prin răbdare. De-aș citit în cartea asta și noi am învățat aici. Răbdarea este o roada Duhului Sfânt. Citiți în Galateni la capitolul 5 și veți vedea lucrul acesta. Când Duhul Sfânt preia controlul vieții noastre, El este acela care ne dă și răbdarea de care avem nevoie. Însă, vă rog să nu uitați că ne apropiem de capăt, lipsa răbdării întotdeauna se plătește scump. Uitați-vă, Avram, când n-a avut răbdare să aștepte promisiunea lui Dumnezeu, ce a făcut? A făcut o greșeală fatală pentru casa lui, pentru poporul lui, o greșeală istorică, pentru că n-a avut răbdare să aștepte fiul făgăduit și a vrut să-l ajute pe Dumnezeu. Ia gândiți-vă, dumneavoastră, la Saul, care și-a pierdut răbdarea pentru că nu mai venea Samuel ca să aducă jerfa. Și-a dus el jerfa și a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă rog să vă gândiți la Pietru, Petru care și-a pierdut răbdarea când a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot. O, am vrea să înțelegem astăzi că lipsa răbdării face pagube nespus de mare și pierderea răbdării, pierderea răbdării conduce la adevărată nebunie care te îndeamnă să faci fapte nechipzuite. Însă atunci când îți păstrezi răbdarea, culegi bogăție spirituală fără de margini. Dumnezeu îi îngăduie lui Satan să se atingă de noi, oamenii, pentru că vrea să dezvolte în noi răbdarea, fără de care nu se poate ajunge până la capăt. Ținta lui Satan, trupul nostru, arma lui Satan, suferința, scopul lui Satan, pierderea răbdării, apărarea noastră. Care e apărarea ta? Și răspund tare, harul lui Dumnezeu. Ia gândiți-vă la apostolul Pavel, care la un moment dat era chinuit de un țepuș. S-a rugat, era țepușul acela care nu îl lăsa nici să vadă bine splendorile și frumusețea lui Dumnezeu. Nici nu putea să vadă bine pentru că era țepușul acolo. Și zice, m-am rugat de trei ori și Dumnezeu mi-a zis, nu, să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, zice în 2 Corinteni 12 cu 7, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice, să mă îngânf. De trei ori m-am rugat la Domnul să mi ia și El mi-a zis, Harul meu îți este ndeajuns căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Frații mei și surorile mele, mie mi-a fost dat să aud oameni mărturisind de-a lungul vieții. Mărturisind despre perioadele de suferință din viața lor și ziceau așa, frate Nelu, a fost greu, dar credeți-mă, atunci am fost cel mai aproape de Domnul. Aceasta este realitatea, dragii mei. Chiar dacă lui Pavel nu i-a fost ascultată rugăciunea, Dumnezeu i-a dat în schimb altceva. El a zis, Doamne, am țepușul și Dumnezeu a zis, nu, țepușul îl lăsăm acolo, dar îți dau har să poți suferi. Harul lui Dumnezeu joacă un rol crucial în viața noastră. Știți că Mântuirea nu putem să o avem decât prin har. Ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Știți că nu putem sluji decât tot, numai prin harul lui Dumnezeu. Ce să faci atunci când diavolul îți lovește trupul și ești ispitit să-ți pierzi răbdarea? Ce să faci atunci? Nu observați cum e Evanghelia. Știu că lecții ca și cea din seara aceasta. Nu sunt din ce, dintre cele mai agreate. Noi ne-ar plăcea din alea triumfaliste, așa numai să zicem, haleluia l-am călcat pe diavolul sub picior și am făcut și am Andres. Este și o vreme a călcării diavolului, dar ascultați-mă, este o vreme când Dumnezeu îi zice bine Iov, bine Satano, te lasă să te atingi de Iov, dar numai atâta. Satana te-a cerut să te cearnă, n-am zis nu, dar eu m-am rugat pentru tine să nu-ți se piardă credința. Ce să faci când satana îți atacă trupul și vrea să te facă să-ți pierzi răbdarea? În primul rând, eu zic așa, frate, soră, supune-te lui Dumnezeu și atunci. Rămâi și atunci supus lui Dumnezeu. Ba mai mult, fă ceva ce îl determină pe diavolul să turbeze de furie. Mulțumește-i lui Dumnezeu că și în suferință el este cu tine. Petrece timp în Cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea cum Dumnezeu, în suferință, îți dă câte o încurajare și caută modalități să-l proslăvești pe Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, câtă vreme vom căuta numai plăcerea noastră, să știți că Satan va avea câștig. Când suntem concentrați spre plăcerea noastră spre confortul nostru, știți ce face de diavolul? Nu mai ne ia câte ceva din confort și stă să uită la noi și să zică, numai confort ai vrut, nu uite că ți l-am luat. În numai plăcere ai vrut, uite că ți-am luat-o. Însă ascultați-mă bine, când vom căuta cu preponderență slava lui Dumnezeu, atunci satan pierde bătălia. Când căutăm slava lui Dumnezeu, satan pierde bătălia. Când l-a testat pe Domnul, a stat diavolul față în față cu Domnul și a zis, închină mie și îți voi da toate acestea ție. Și Domnul a stat și a răspuns, numai Domnul merită slavă. A zis, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Ce spune Scriptura că a făcut satana după aceea? A plecat de la el. Când cauți cu precădere slava lui Dumnezeu, diavolul nu mai poate să stea în preajmă. El pierde. De aceea, dragii mei, veniți să înțelegem în această seară că lucrarea dușmanului împotriva trupului nostru este aducătoare de suferință și este menită să ne facă să ne pierdem răbdarea. Dar noi, ca oameni credincioși, vom zice așa, Doamne, ajută-ne în orice circunstanțe să rămânem răbdători înaintea Ta cine va răbda până la sfârșit, ziceți tare că e voie, cine va răbda până la sfârșit, tare. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, acela va birui. Foarte bine ai zis. Ei bine, dragii mei, biruitorii rabdă până la capăt. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Veniți să stăm înaintea celui preanalt, într-un moment de închinare prin cântare și prin rugăciune să stăm înaintea lui Dumnezeu, a aceluia care ține toate lucrurile în control. Și chiar dacă uneori diavolul vine să ne pună țepușul lui, chiar dacă uneori diavolul vine să ne necăjească, să zicem, Doamne, nu ne lăsa să uităm nicio clipă, că Tu ești cu mâna pe termostat, că Tu ești cu ochii asupra noastră. Așa aș vrea să avem încredințarea aceasta pentru ca Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori în toate. Amin!